Hai, suntem la Târgul Agralim, târgul expozițional cu produse naturale, unde se promovează calitatea 100% a naturaleții. De această dată vom vorbi și despre contradicția dintre animalele modificate genetic, adică acei căluți care au 3 testicule, cartofii din segmentul legumelor care au tuberculi și toate acestea le vom lămuri cu producătorii înșiși. Sărbâna, doamnă, ce aveți bun aici de vânzare? Ce se vede? Da? Mere, pere, împanere. Sunteți de acord cu produsele modificate genetic care au invadat piața acum la noi? Nu. Foarte multe produse, în general cartofii, au început să dezvolte chiar tubercul de la aceste modificări. Este normal ce se întâmplă? Asta nu-i bun. Nu-i bun, nu? N-ați vândut niciodată cartofi cu tubercul? Nu. Da. Nici nu o să vindeți bănuim, nu? Ca orice român care se respectă, trebuie să servim ceva moca. Sărmâna, bună ziua! Ce aveți bun aici? Produse de la Asociația Produse Bucovina din Suceava. Ne interesează cărnița. Da. Sunt produse tradiționale, cârnați de casă, tobă tradițională și avem mai multe specialități sus la stand. Putem gusta și noi să vedem, da? Are gust de carne de cal, nu e carne de cal? Deci, într-un caz. Cu ce ne delectați astăzi aici de la... Ce aveți? Nu-mi luați minte. Uite, domnișoara bănuiesc, nu? Domnișoara Alexandra. Da, eu sunt. Alexandra, ce vin bun ai pentru bărbații buni? Ce ne recomand? Am înțeles că un... Imediat, o fetească neagră... Da. Pentru că este neagră și este singura. Cred că asta ar fi. Hai să, ești, să știi că ai dreptate. Pentru toată lumea. Yes, oh baby, that's not spot yet. Avem aici alături de noi unul dintre cei mai proeminenți reprezentanți de la Consiliul Județean. Îl cheamă Adi Căliman. Am colaborat foarte bine cu el prin cluburi. Adi, ce părere ai despre produsele modificate genetic? Sunt cu adevărat foarte bune. Bune, nu? Bune, mai bune decât cele naturale. Uite, eu am avut probleme în dragoste și de când am trecut de la vinul alb, Sauvignonul Blanc, Demi-Sec, pe Cabernet Sauvignon sau pe fetească neagră, am început să am 3 relații stabile. Crezi că vinul este responsabil? Nu. Dar cine e responsabil? Cine m-a ajutat? Cred că propriul eu. Să trăiți, bună ziua! Ce părere aveți de acest târg? N-aud! N-aud bine ce este! Ce părere aveți de acest târg? E frumos pentru toată lumea. Pentru cei și cei care n-au văzut, sunt tineret care n-au văzut așa ceva. E frumos, e bun. Cărnița vă place? Dar n-am fost încă, n-am văzut. Încă nu! Încă nu de acum! De acum. Că au și carne de cal, să încercați, că nu are colagen. E bun așa ce e, e bun, la nevoie e bun, la nevoie te țuși în patul alte. Spui că aceste produse, cum ar fi legumele, cartofii, au început să dezvolte tuberculi. Tuberculi? Da, în adevăr. Tuberculi? Tubei, nu, eu nu beau, nu. Cât ai băut azi pe aici, prin zonă? Nu, am vrut ceva mus, dar n-a venit băieții cu musul, se pare că s-a făcut mai devreme vinul și atunci totul e îmbuteliat aici, cam greu să poți servești ceva. Băi, uite, îți dau eu un pot mai în spate acolo, este un vin roșu, dar trebuie să nu fii singur după ce-l bei. Am înțeles. Eu am cameraman măcar. Dacă am găsit noi doi un numitor comun, care crezi că ar fi acela? Noi doi. Yes! Oh, wow! Okay. În momentul de față. Eu cu Alexandra vom merge aici în separeu, în camera de protocol, vom servi un vin și vom vedea rezultatul. Wow! Yes! Oh God! Yes. Let me tell you why.